Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Subiect de Presă. Am început împreună cu ziarul Argeșul, Antena 1 și ziarul Argeșul, la inițiativa ziaristului și directorului Mihai Golescu, un proiect de promovare a valorilor autentic românești. De la material la imaterial, spuneam noi, convinși că acolo, în generic numit satul românesc, de fapt în afara urbanului, există potențial salvator. Motorul de revenire a României pe linia de plutire. În cadrul acestui proiect... Poate și mai mult. În cadrul acestui proiect Satul Argeșan Viitor European ne propunem așadar, împreună cu Mihai Golescu, să facem o radiografie a unor importante centre comunități rurale argeșene. Bună ziua, domnule Golescu, în primul rând dumneavoastră. Iată proiectul nostru. Bună ziua și invitatului nostru. Da, o spunem așa, pentru că foarte curând, în câteva zile, comuna Musceleană, Argeșană, Musceleană, Boteni împlinește 612 ani de la atestarea documentară. L-am invitat alături pe Edil, harnicul său Edil Vasile Leu, primar, ce cu siguranță are multe de spus. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sigur că fiecare primar gospodar își dorește pentru comunitatea lui, de la infrastructura, la locuri de muncă, la dezvoltare personală, de toate. Haideți să vedem ce face comuna Boteni, cum stă, dacă vorbim de comunitate ce se apropie de Europa, așa cum ne place nouă să spunem, adică condiții urbane. Nu-i așa, domnule Golescu? E puțin cam sub munte de vorbit de condiții urbane, dar elvețienii au urcat orașul sus pe munte de tot, și atunci nu este exclus. Eu l-aș întreba pe domnul primar, ți-aș propune și ție să facem un exercițiu de imaginație. Să-și închipuie că după ce termină emisiunea asta, pleacă la Boteni. Și e primar, nu că e primar de 4 mandate, acum e primar. Să-și închipuie că are toată puterea pe care o are guvernul acum. Să-și închipuie că are toată puterea pe care o are parlamentul acum. Și dacă vrea neapărat și a președintelui țării. Ce măsură ar lua prima dată ca acest sat argeșean, această comună argeșeană, să se grăbească la întâlnirea cu viitorul european? E întrebarea cam grea, mărturisesc că și pe mine dacă m-ai întreba ce aș face dacă mă duce la Valea Danului, dar eu nu sunt primar, deci, cum ar visa, asta. Cum ați visa să arate localitatea dumneavoastră? Ce măsură aș lua, începând de astăzi, după ce iau mașina, mă urc în mașină și plec la Boteni, ce aș face, nu să-mi spui, știi, domne, aș face eu cu tare, dar nu mă lasă guvernul, aș face cu tare, dar n-am legile, pentru că asta e o problemă, n-am legile ca atare. Ce aș face eu dacă are experiența a 4 mandate, deci trebuie să știe ce ar face acolo. Această întrebare nu e grea, cum credeți dumneavoastră. Mă bucur. Pentru că eu, în primul rând, în Boteni am făcut să fim aproape de Europa. Deci mie, la Boteni, mi-ar trebui prea puțin. Mi-ar mai trebui 10 km de asfalt și în rest și gaze. Și în rest, comunitatea ar fi europeană-europeană. Dar mai avem câteva probleme care putem să le spunem, care le-aș face în primul moment. În primul rând, aș face o fabrică de industrializare a fructelor. Wow, iată și durerea satului argeșean. Și în al doilea rând, m-aș întoarce la minerit. M-aș întoarce la minerit, pentru că în Boteni exista mină în care era cel mai bun cărbune din zona Muscelului, care oamenii acum aduc lipsă. Și prin lipsa de cărbune, automat ne văităm că de ce să taie pădurile. Pădurile se taie din lipsă de cărbune. Oare? Hai, domnul primar. Sigur că da. Există potențial pentru asta. Nu au lemne de foc? Aia e problema? Nu au lemne de foc, sigur. Nu au de unde să-și propune combustibil pentru iarnă. Pentru că la Boteni era o tradiție de... Deci la Boteni mineritul e datat aproape din 1920. De când se scotea cărbunii cu calul, cu măgarul, cu vagonetul la urmă și apoi la urmă cu benzile. Și mai există zăcământ suficient de mult în subsolul comunei pentru a-l scoate la suprafață, pentru a-l extrage. Nu vă dați seama că orice gospodărie, având sobe, centrale ce au, trebuie să folosească un combustibil. Și ce cale ar fi? Să se redeschidă minele. Cine să redeschidă? Asta e întrebarea. Cine? Statul român să facă legi în care... Parlamentul să facă legi, iar guvernul să aprobe deschiderea acestor mine sau... Și să deschidă cariere. V-ați gândit la un proiect pentru asta? Să scrieți un proiect, să faceți un proiect, să arătați disponibilitatea zonei, a investitorilor locale, a primăriei? Discutam înainte de emisiune de parteneriatul public-privat. Exact. Deci aici trebuie să intervină statul cu parteneriatul public-privat. Avem acolo un sat ungurien care
de-a lungul timpului a fost traversat de mine. Satul s-a cam distrus așa. Depopulat cumva. S-a mai și depopulat, vă dați seama, s-a frământat. După ce s-a frământat, s-a închis. Au rămas fără locuri de muncă, da. Că lucrau la mine, probabil. Nu, știu ce s-a întâmplat. Casele s-au usurpat, multe din case s-au stricat. Că mine a fost pătrată sub, pe sub pământ. Și pământul a lucrat, vă dați seama. Avem DG737 pe acolo, e numai vălurit, pentru că a fost mine de-a lungul anilor. Deci terenul e frământat și suportă consecințele golurilor de pământ. Golurilor de pământ. Exploatări miniere care n-au fost în regulă exploatate, să spunem așa. Nu au fost în regulă, dar asta a fost condiția. Da, dar acum trebuie refăcut infrastructura. Deci o primă măsură pe care ar lua, înțeleg eu la răspunsul la întrebarea mea, este, dom'le, aș repune din nou pe picioare mineritul. Pentru că am salvat într-o anumită măsură pădurea, într-o anumită măsură, pentru că oricum sunt destui scroci care taie, nu că la un lemn de sobă, ci ca să ducă, se ducă lemnul și să ia bani pe el. Dar înțeleg și pe cel care caută de regulă să ia ce e uscătură, de o vărătură, cum ziceți dumneavoastră, de vânt, da? Păi, domnul Golescu, dacă ar fi cărbune, n-ar mai fi nici atât de scumpe lemnele de foc. Corect. Și atunci, pe ăla nu ar mai interesa să mai îl taie, că dacă nu îl taie, n-are cui să-l vândă. Deci este o corelare. Apropo de faptul că trăim într-o societate care e guvernată de legea cerere și ofertă, da? Sigur că nu mai guvernăm planificare centrală, locală și nu știu ce, ci cerere și ofertă. Îmi cere lemn, mă duc și tai și legal și ilegal și îl duc la piață, da? Că iau bani pe el. Având cărbune, nu mai am concurență aia acerbă la lemn. Nu, și are atunci, concurență. Dar nu așa de acerbă, da? Are concurență. În momentul în care omul, de exemplu, îi convine mai bine să aducă o tonă de cărbun decât o tonă de lemne. Pentru că o tonă de lemne îl costă undeva la 3 milioane vechi, 3.500.000, o tonă de cărbun îl costă poate 2 milioane. Și puterea calorică la cărbun e mult mai mare decât puterea calorică la lemn. Deci energia de care avem nevoie și pe care o căutăm în continuare, că țara se confruntă cu câteva lucruri importante acum. Vine criza de apă, va veni, criza de energie și, evident, în continuare, criza economică, da? Da, asta este o discuție la de făcut pentru că situația planurilor de dezvoltare energetică... Unde se încadrează satul aici? Argeșan... În primul rând, la criza de energie, acolo, pentru că am subsolul alimentat cu acest material, de ce nu-l valorific? Prima măsură ar fi, dacă m-aș întoarce și aș avea și puterea statului, puterea guvernului și a Parlamentului, deci aș revedea bine parteneriatul public-privat și n-aș uita bogăția subsolului, care pe de-o parte e cărbunele, nu știu dacă la dumneavoastră se găsește și aur, pentru că în zona Argeșului, pe vremuri primul secretar Gheorghe Catană inițiase vreo 5 ani a stat la noi o întreprindere de valorificare a aurului de, într-un mod destul de primitiv. Era sterilul plimbat pe niște blănuri de oaie, de nu știu ce, așa, și acolo rămâneau fișoarele de aur și se recuperau cam 80 de grame până la 200 de grame din exploatarea unei zone. Mult puțin, nu știu cât e, dar nu s-a ocupat de ea, în primul rând, omul cu pulover, știți la cine mă refer, și dacă nu s-a ocupat de ea, în felul acesta, nu mai valorificăm subsolul nici în ce privește aurul. Cărbunele nu mai vorbesc. Da? Nu există o strategie, asta încerc să spun, nu există o strategie la nivel național privind, sau strategia economică a României nu mai privește, uitați-vă la toată Valea Jiului și la tot ce se întâmplă în zonele puternică sau cu activitate, unde ar trebui să fie activitate minieră puternică privind cărbunii. Nu, acum ne îndreptăm, înțeleg, către alte tipuri de resurse. Ați văzut resursele nucleare, un alt tip de resurse. Dar, sigur că ați vorbit totuși despre ideea dumneavoastră, avem oameni care ne reprezintă în Parlament, avem chiar pe unul dintre domniile lor care este un specialist în energie. Ați vorbit vreodată despre ideea pe care o aveți? Am avut discuții chiar la nivel de Parlament, cu parlamentarii noștri din Argeș, să vedem ce putem să facem. Adică se poate face ceva, spuneți. Da, sigur că da. Adică cum subvenționează lemne, că am început să dea niște lemne subvenționate la populație, ar putea să subvenționeze cărbunele și era cel mai simplu și nu mai tăiam nici pădurile. Dar eu, la nivel de localitate, referitor la întrebarea lui domnul Golescu, m-am ocupat că vreau în 2-3 ani să bag gaze. Pentru că avem pentru că aceste combustibili trebuie neapărat la oameni, vă spun. Sunt oameni bătrâni, de unde deci sunt? Nu mai pot trăi din pădure. Ar fi un alt confort și am salvat în continuare pădurea. Sigur că da. Pe baza unei alte bogății a subsolului. Da.
Am aprobare deja luată, sunt în studiu în SF, sperăm că am să facem SF-ul și la anul celălalt să scoatem la licitație serviciul. Cum stați cu investiția privată? În ce măsură? Deci, după 89, investiția privată a prins roade, a prins teren, a devenit fertilă? Investiția privată, cam ce a fost după până în Revoluție, s-a cam dus. Deci, fabrica de prânzare... Așa, l-a terminat, da? S-au terminat. Mina nu trebuie, rămâneți la fabrica de fructe, de valorificarea fructelor. Nu trebuie în continuare sau oamenii nu mai au pometuri acolo? Ba da, botenii sunt renumiți. Nivezi, sigur că sunt da. Sunt renumiți în pomicultură. Da. Nu ne putem dezice de această delinicire a țăranului din boten sau omului din boten. Din asta a trăit în bună măsură ca și din animale, nu? S-au accesat foarte multe fonduri pe măsurile pe agricultură, dar ne lipsește, v-am zis ce ne lipsește. Problema valorificării și a industrializării acestor n-au început fructe. Pe cont propriu oamenii să-și facă fabrică. Depozite. Această depozite sunt, depozite da. De fructe, au fiecare depozite de fructe, unde depozitează. Dar unde le duc? Dar e problema, v-am zis, industrializării lor. Noi, oamenii se descurcă. A existat la Boten odată, dacă ce eu bine mi-am dat, depozit și fabrică și depozit de conservare a perlor și merelor. Da, sigur că da. Da. La noi mergea numai pe Rusia toate fructele și legumele care se produceau. Un altul de uscare a poamelor, deci a prunelor, a perlor și a merelor și dădeam la export și parcă $7 pe kilogram sau nu știu cât. Nu mai știu cât era. Păi se făcea, se producea așa, magiun de prune. Poame uscate, fruct, mere rondele, pere întregi, ceapă uscată, compoturi, sucuri. De ce le-am distrus? Și știți cu ce energie? Cu cărbune. Era cărbunele la un kilometru deci, de fabrică. De la cuptorul, așa, foloseam cărbune. Mi-aduc aminte poamele, da. Ce bune erau acele poame celebre da. De la dumneavoastră, merele alea uscate și... Da, deci rondele. Am desfințat, deci am rondele. Stricat fabrica aia, nu renta? Cine ne-a împins să o facem? N-ar trebui până ce la urmă soluție avem să azi? Răspundă, iartă-mă Cristina, ar trebui pusă o întrebare da, publică sigur. Aici. N-ar trebui cei care ne-au împins să facem prostia asta, suntem și noi proști că am acceptat-o, n-ar trebui să răspundă penal? Mai există aceea? Ar trebui să existe, că n-au fost toți de 90 de ani. Păi dacă vă spun că eu cu mina, eu am vrut să nu se închidă mina, că mina s-a închis chiar în timpul în care eram eu primar în 2005. Vedeți ca un dezavantaj al comunei, nu? Am fost, pe sigur că da, am fost în audiență, era ministru, era prim-vicepremier Copos și aveam noi ministrul economiei, Păsereș. Și m-am fost la dânsul și i-am spus, domnule, eu dacă dumneavoastră căutați să închideți mine la Boten, eu plec de la noastră la partid și așa am făcut. Puțin apăsat. Ideea lui era directivă europeană sau nedirectivă europeană, ci una de sabotare a industriei românești, bună sau rea, cum era făcută, să termin și cu mina, să termin și cu... Noroc că n-am terminat și cu Cimus de acolo, da? L-am făcut altfel. Am terminat în schimb cu Aro, da? Am terminat binișor cu el, am făcut depozite cu noi. Iată ce treabă bună am făcut în noua societate, da? Și atunci nu mă întreb pentru viitorul european al comunei, pentru că este și partea luminoasă. S-au dat fonduri, domnul primar, și europene, cu care ați făcut ce? S-au dat fonduri europene care au făcut infrastructura comunei. Școli, grădinițe, terenuri de sport, canalizare, apă, primărie, poduri. O treabă foarte bună. Dar de ce trebuie să termin cu fabrica din Suraj? Dar nu suficientă, pentru că nu aveți venituri proprii care să vă permită să aveți un buget sănătos. Nu, venituri proprii nu. Știți care e singurul inconvenient? De exemplu, la noi toți, nu, forța de muncă este, lipsește. Deci nu mai găsești oameni ca să mai lucrezi cu ei. Eu, de exemplu, când am venit primar în 2004, aveam 84 de dosare de ajutor social, acum mai am 2. Deci oamenii au început să lucreze? Oamenii lucrează... Unde? În zona lucrează la Dacia. Am înțeles. Și la Câmpul Lung pe platforma Aru, s-au mai deschis se câteva firme. Se duc, cred că și la Târgoviști sau nu prea unde. Nu. La combinatul de ciment și la Dacia. Lucrează marea majoritate a cetățenilor din Boteni, unde câștigă foarte bine. Dar vedeți dumneavoastră, eu la cetățean îi fac apă, canal, iluminat public, tot, iar banii din impozitul de salariu se duc
la primăriile care unde lucrează. La Câmpul Lung. Exact. La Mioveni, marea majoritate. Sau la Mioveni, la Dacia. Da. Eu am pus problema, dom'le, cel puțin acești bani care vin din impozite, eu cum pot, ce să-i fac omul la poartă? Că eu încasez într-un an 4.700.000 vechi. Ce să fac eu din 4.700.000? Deci o soluție pe care o pun ar ca impozitele să rămână la bugetele locale. Și impozitul pe venitul agricol, pe la venitul fel. Agricol. Să rămână tot la comunitățile locale. Deci omul plătește impozit sau ce în altă parte? Aveți puterea, faceți-o. Da, v-am spus că aveți puterea. Sunteți la guvernare, sunteți în parlament. Este vicepreședinte, iată, al Asociației Comunelor. Vicepreședinte al Asociației Comunelor. Filiala Argeș, ați fost la acum de curând și ați discutat acolo soluții viabile pentru finanțarea comunităților locale. Asta a fost una dintre propuneri. Una dintre propuneri, da. Am discutat și... Cine v-a ascultat? S-au ridicat multe probleme. A venit cineva de la AFIR, a fost secretarul de stat de la AFIR, de la Ministerul Agriculturii care se ocupă de AFIR. Am domnul Chesnoiu. Chesnoiu, da. Vrei să și traduceți ce înseamnă AFIR? Că nu toată lumea știe. Agenția. Agenția de infrastructură... Finanțarea investițiilor rurale. Da. Unde ziceam finanțare. Că e doamna care acum de curând s-a titularizat, că tot aștepta să treacă examenul, nu? Da. Îmi scapă numele. Da, aici la... Ioana Eftene. E fată tânără, e fată cu potențial, doamna domnișoara Eftemie. Nu e o fată... De ce să nu promovăm tineretul, domnul Golescu? N-am zis nimic, am zis să văd ce face, că e... Păi da, dumnea ei verifică. Atât. Aha. Deci noi trebuie să fim cei care... E cineva care și face treabă? Ați v-ați întâlnit și cu directorul general APIA, Agenția pentru Plăți, nu e așa? Da. Investiții în agricultură. De acolo venea vorba. Da. Referitor la Boteni. Boteni, da. Să știți că noi avem apă, canal. Deci nu avem totul pus, școlile, grădinițe. Și chiar și funcționează canalul? Funcționează tot. Funcționează. E în regulă. Avem școlile, grădinițele, am grădiniță cu program prelungit. Aveți și copii? Avem și copii, sigur. Că ai o problemă? Natalitatea scade. Da. Dar asta este, dar trebuie să... Și vă spun că grădinița cu program prelungit care o avem în Boteni nu prea are rival. E făcută din 2008. Făcută nouă. De la temelie. Tradiții aveți, domnul primar? Tradiții, zic că avem tradiții. Păi, ca să vă spun tradiții... Cu ce v-ați lăudat, domne? Că, atenție, ne lăudăm că ne ducem în Uniunea Europeană. Cu timpul, poate spun o prostie, dar e la televizor, nu contează. Cu timpul ne vom pierde identitatea românească dacă nu avem tradițiile care să ne ține legitimitatea acolo, personalitatea noastră de român. Cu timpul ne pierdem în acest creuzet european și nu-l mai recunoaștem. O să mai văd peste 100 de ani brâu de la Boteni, unde? Sperăm că cei care... Cum o vedeți dumneavoastră? Cei care vor veni după noi vor duce ștafeta mai departe. Eu, de exemplu, am contract cu Școala Populară de Arte, unde în fiecare an pregătesc, sau la 2 ani, este câte o grupă de dansatori. De exemplu, nu putem să nu uităm că în 1919 în Boteni s-a înființat prima asociație, Petre Cercel, care a funcționat de-a lungul timpurilor și pe timpul comunismului se numea Lumina Botenilor. S-a înființat societatea culturală. Culturală, mai, da. Petre așa Cercel. Este. Nu, aia de 1909 sau 19. 19, Petre Cercel. Și în 70 și ceva s-a 72, înființat Lumina Botenilor. Așa, Lumina Botenilor, când a fost Gheorghe Năstase acolo la înființare. Da. Erați mic, probabil. Aveam 10-11 ani. Cred că a și fost la întâlnire. Da. Păi... La sărbarea aia, că era o sărbare acolo. Și după Revoluție avem Asociația Comunitară Petre Țuțea Ion Chelcea, care avem muzeu cumpărat pe această asociație, da? Făcut, aranjat, frumos, chiar vă rog să-l vizitați. Avem... Casa Duțescu. Casa Duțescu, da. Fosta Casa Duțescu. Da, da, da. Da? Cumpărată, totuși. Dacă cumpărată de asociația Petre Țuțea Ion Chelcea. E adevărat. Da? Avem... Cine a fost Trucea și Chelcea, domnule? Cine este ăștia? Parcă sună cunoscut așa ceva. Păi, da. Despre Trucea și despre Chelcea trebuie să vorbim foarte mult, mai cu seamă că ei au fost niște titani ai României. Culturii românești. Trucea, nu mai vorbim despre el, că toată lumea îl cunoaște. Oare, da. Iar prietenul lui Ion Chelcea, care cred că e cunoscut mai puțin, să știți că a fost întemeitorul muzeului
Moldovei. De la Iași, da. De la Iași și întemeietorul, întemeietorul Facultății de Sociologie de la Iași. Unii mari etnografi ai României, da. Catedrei de sociologie. Autor de monografie a Botenilor. Autorul monografiei Botenilor, sigur. Care este monografie model, alături de cea făcută la Câmpul Lung, cea făcută la Pribăieni pe vremea sociologului Dimitrie Gusti. Da. Deci a fost unul din colegii lui Dimitrie Gusti, Ion Chelcea, da. Pentru că pe domnul Chelcea în 71-72 comuniștii l-a scos la pensie, pentru că a zis că e simpatizat al legionarilor. Haideți să vă propun, domnule. Semolicise de la Ciucea, că și Ciucea a fost. Păi, dar au fost colegi. În prima dată 5 ani și pe urmă 18 ani pentru treaba asta. Da, da, Ciucea a zis clar, nu știți cum a zis Ciucea. A zis că Ceaușescu a fost mai patriot ca mine, că a murit înaintea mea. Domnilor, că tot vorbim de un pământ foarte bogat din punct de vedere cultural și o să discutăm imediat și despre asta, vă propun un respiro de 3 minute să arătăm un pic telespectatorilor noștri câteva secvențe dintr-un film ce va fi difuzat la Antena 1. E vorba de Brâul de la Boteni. De 75 de ani, de când a văzut prima dată lubina de pe Muscele, Neanelu Prunoiu își poartă cu mândrie portul pe trup și cu curățenie tradiția strămoșească în suflet. Cioban din Moș, învățat cu viața grea a muntelui, Nea Prunoiu cel aprig la fire, este cel mai vârstnic jucător al celebrului Brâu de la Boteni. Boteniul este o comună așezată, cu oameni gospodari, cocoțat pe al doilea dintre cele 7 muscele ce coboară de la munte spre dealurile Piteștilor. Mai de pomină însă decât hărnicia localnicilor sau minunăția peisajului bucolic este frumusețea jocului bătut mărunt, săltat și cu năduf de românii din Boteni, Brâul Bătrân sau Brâul Drept. Asemenea comoară de spiritualitate autentică poartă în suflet Nea Prunoiu, fratele celebrului rapsod muscelean Gavril Prunoiu, care ne conduce cu grabă feciorelnică spre istoria jocului identitar. Brâul de la Boteni este un joc vestit în comuna noastră. Îl știu de când eram copil, îl jucam la horă cu fetele, era foarte bine văzut de lume, de lumea din comună. L-am învățat în sat, pe ulița satului, la hora satului, duminica, în zile de sărbătoare, se juca brâu. Brâu era vestit ca un joc al comunii noastre Boteni, un brâu specific al satului Boteni și al tinerilor din Boteni care îl juca frumos. Și a rămas în totdeauna acest joc. Nu s-a pierdut. Altele s-au mai pierdut, sârbe, hore, dar brâu a rămas în infinit, ca un joc special pentru comuna Boteni, pentru satul nostru și pentru noi. Acest joc, brâu, este mai special decât sârba sau hora, fiindcă se joacă ritmat, se joacă săltat, se joacă în figuri, se aleargă roată, se merge frumos, se saltă, este ceva aparte ca joc specific. Ia să vă arăt eu și un pas de la brâu. Lecția valoroasă de cultură populară a dat-o Nea Prunoiu, în felul său, modest, fără pretenții didactice, doar prin exemplul personal, nu numai copiilor și nepoților săi, ci tuturor botenilor mândri de obârșia lor. Așadar, astăzi cu edilul comunei Boteni, Vasile Leau, despre viitorul satului argeșan. Are oare viitor european? Am văzut cât de unici
sunt cei de la Boteni prin frumosul dans împletit pe care îl aduceți de sute de ani acolo. Și sunteți un brand, uite, nu-mi place acest cuvânt, dar trebuie să spun cum să-l numesc altfel. Este un brand pentru România, un renume pentru Argeș și România. Așa este, anul acesta chiar pe 4-5 avem ediția 23-a Festivalului Național Brâul de la Boteni, care vă rugăm dacă... A câta ediție? A 12? 23. 23-a wow. Ediție, da, a festivalului, care aduce foarte multă lume, atât din țară cât și din străinătate. Să știți că avem turiști acolo, zonă, care vin de această sărbătoare. Unde stau? Turiștii, stau da. La casele... Turiștii stau la... Avem pensiuni? Avem... Pensiuni nu prea sunt construite. Agroturism sau cum e? Avem agroturism, mai stau pe la case, pe la oameni, să cazează acolo. Le place și mai mult, dar și poate, da? Normal. Să gătească împreună, da. Să discute, da. Să cunoască obiceiurile locului. Să ducă și la fân, dacă e cazul. Da. Da. Da? La fân anul s-a fost ploi mai multe. Așa da, este. E foarte frumos. Da. Mușcelurile noastre au fost cântate și sunt cântate atât de la fân. De la Vlahuță încoace, bat chiar și mai de mult, nu? Da. Cu România Pitorească. Da, apropo, agroturismul chiar este o idee foarte bună. V-ați gândit la el și... Dar, sigur, noi am avut un proiect pe agroturism. Pentru că e foarte frumoasă zona. Da. Dacă am avut, v-am zis, din Ucraina, din Iugoslavia, din Austria veniți vizitatori și turiști în Boteni pentru acest festival. Îmi dă acolo idee de când mă duceam la Covasna, a fost vreo 5 ani acolo, în zona aia frumoasă de munte și tot găseam printre cei care erau pensionari la Voinești, pacienții spitalului, adunând ceaiuri pe calea ferată, pe... Poteca de munte, zona Botenilor, n-ar fi o pistă de încercare pentru cei care ați adune ceaiuri. Mă gândesc că și asta este o, turistă, o formulă, da, de a găsi și modalitatea de a le conserva, de a le vinde, de a face o afacere din ea, așa, pentru că flora noastră e spontană și curată, nu e asta... Da? Îmburuienată și cum găsim în altă parte. De cultură. Da. Da, găsim și plante medicinale, cum le spunem. De exemplu, sunătoare, coada șoricelului, flori de tei, mai cum se găsim păduri de tei în zona noastră. Oamenii se mai ocupă și cu albinăritul. În ultima perioadă avem foarte mulți stupari. Înseamnă că sunt și flori. Sunt și flori, sigur că da. Deci zona este prielnică pentru un turism, un agroturism, ca să zic așa. Noi știm că e prielnică. Asta întrebăm dacă oamenii există și infrastructură. Oamenii se ocupă nu numai cu pomicultura, se ocupă și cu creșterea animalelor, cu creșterea oilor, a vacilor, a porcilor, a fiecare în gospodărie are acolo. Și eu zic că să mănâncă sănătos. Înclinația către bioagricultură, către agricultură ecologică, n-ar trebui exploatată mai bine? Vi se pare că e suficient de gândită? Da, chiar ce aveți asta? Acolo în zonă? Vreau să mănânc un cartof care nu e îngrășat cu îngrășăminte chimice. Vreau să mănânc o ceapă sau nu știu ce, care nu e lucrată așa. Să știți dumneavoastră că după Revoluție nu s-a mai fertilizat cu îngrășăminte chimice. Nici și pajiștile, aveți dreptate. Da. Nu, pajiștile, să știți, s-au fertilizat cu gunoi de graj numai. Da, da. Nu a mai cheltuit omul bani ca să mai... Fiind numai, având animale cu gunoi de graj și vă spun că sunt și multe plantații care sunt eco. Adică care sunt nestropite. Vorbiți de plantații de pomi. Plantații de pomicule, da. Plantații pomicule, da, care nu sunt stropite, n-au fost stropite niciodată. Nu că e un program, ci pentru că n-a avut bani să cheltuiască. N-a avut bani să cheltuiască și plus de asta... E mai rentabil. Da? Mai avantajos. Mai rentabil. Dacă au animale. Agricultura veche, da? Cum se face agricultura veche. Da. Bănuiesc că și cu asolamentele se întâmplă la fel. Deci știi omul că 3 ani lucrează pământul și un an îl lasă să se odihnească. Da, totuși vorbim ca și am mai discutat cu unul dintre, dacă nu mă înșel, cu unul dintre invitații noștri, cei care se ocupă. Stroescu. Domnul Stroescu, da? Totuși mica agricultură este una, că o faci în curte pentru gospodăria ta, pentru familia ta, dar vorbim totuși despre cea care aduce profit comunității. Despre asociații, despre cooperative, despre... Sunt curios cum îl lămurești acum să asociezi din nou după ce l-ai bătut ca să intre ceape. Da? Păi taică-s-o, că acum e copilul, probabil. Vreți să vă spun? Vă spun tot așa, sincer și deschis. Sincer vă spun. Da. Oamenii sunt foarte... Acum, după ce au luat pământul, au venit și îmi spune, domnul primar, tu mai vine la ceape. Da. Deci sunt sceptici, nu ce a fost, ci... Ce se întâmplă acum? Adică dacă pământul îl avea
tot la oaltă lucra altfel, se duceau... Nu, asta nu înseamnă că înainte era mai bine, înseamnă că acum facem mai prost. Pentru că alminteri gândirea nu era ea să încurajezi interesul privat și să-mi valorific la maximum pământul meu. Dar cum să, repet, aia e întrebarea, cum să-l mai lămuresc să se asocieze acum, că zice, nu poți să fii profitabil dacă vă dați mâna 10-100 de inși ca să faceți depozit de fructe, da? Ca asta ne spune, ai depozit de fructe, poți să creezi conveiul verde pentru supermarket. Nu ai, nu poți. Domnul Golescu, haideți să vă explic o chestie. De exemplu, și telespectatorilor, numai mie. Și telespectatorilor. Un muncitor care lucrează la uzina Dacia, el câștigă undeva la 2000 ceva de lei, da? 3000. 3000 chiar. 3000 de lei pe lună. El dacă face o socoteală, 36.000 de lei pe an, nu-i scoate din agricultură. Corect. Corect. El dacă ar avea pământul, ar da la o asociație... Agricultura de subsistență face atât. Da. Despre asta e vorba. Trebuie să schimbăm mentalitatea el acolo. El dacă ar da pământul la o asociație sau l-a luat cineva, că asta va fi viitorul. Da. Nu credeți că va rămâne. Eu sunt horticultor de meserie, eu am lucrat la CAP până în 90 și știu ce producții făceam, știu ce înseamnă agricultură. Asta adică făceam producții, da? Deci la mine, la ferma mea care era, nu era an de la Dumnezeu să nu-și ia cooperatorii, cum se numeau atunci, banii cei mai mulți și producțiile cei mai mari. Cât scoteați la hectar de mere, da? Păi la hectarul de mere erau meri de clasici. De plantație de mere, da? Erau da? Meri clasici care scoteam și câte 20 de tone. Bun. Le vindeați cu 3 lei, 4 lei și... Da? Nu! Eu mă tot întorc astăzi. Sunt oamenii care doresc să facă asta. Puteți fi un catalizator pentru dumnealor. Îi puteți aduna, puteți... Adică oamenii pot face așa ceva. Își păstrează jobul lor la unde merg. Știți ce se întâmplă? Oamenii zic așa, haideți dumneavoastră, domn primar. Păi da. Nu pot să le fac nicio problemă. Hai mă, uite, eu vă ajut. Așa trebuie. Hai veniți unul și faci. Nu găsești acel... M-a adus la întrebarea fundamentală. Nu găsești acest zbâc ca unul să... Cum v-ați câștigat autoritatea, domnule primar? Ați avut-o, v-a dat o funcție, autoritatea, funcția de primar v-a dat autoritate sau v-au ales ăștia în funcție de primar că aveați autoritate când erați la fermă, șef de fermă? Domnule, eu m-am purtat cum mă port acum, m-am purtat și întotdeauna, și când eram la CAP. Dintr-o bucată sunteți. M-am purtat frumos cu omul, că lucrul cu omul e greu. Dacă știi să te porți cu el, poți să lucrezi în continuare. Adică poți să lucrezi tot timpul cu el. La fermă, eu v-am zis, eu țineam foarte mult la oamenii din fermă. Adică eu le dădeam, că știți, atunci dădeai produse. Cum încerca să faceți acum cu cei de la în comună? Păi așa fac și cu ei din comună, dar eu nu am timpul necesar să pot să fac și această chestie, o asociație din asta. Eu le-am spus, le-am făcut o asociație, o am făcută decât să-i dea drumul. Să se unească cu terenuri, să facă ceva. Nu pot da, să numai să le dați un consultant juridic și atât, oamenii să-și facă treaba. Au nevoie de încredere dincolo de consilierea profesională. Cei care au terenurile sunt bătrânii. Copiii lor lucrează la uzină. Nu le dă, zice, bă, tu stăpânești terenul după moartea mea. Știți, e o chestie și asta. E da, o... da. Nu-l lasă pe la tânăr, că la tânăr zice, ia-ți... N-are dreptul de proprietate încă. La tânăr, nu. Îl are tot el bătrân care are 70-80 de ani. Și ce deocată? Ce văd după moartea mea, lei tu. Când noi pune o brațele pe piept, atunci decizi tu. Și asta e o chestie care rămân terenuri și nemuncite, de ce să nu fim? Pentru că e împărțit. La noi, fiind teren puțin, are 2500 aici, mai are 2500 acolo. Terenul pus la masă. Pe curele de... Pus la masă. Da. Făcute plantații, făcut tot ce trebuie. Dar ce se întâmpla pe timpul lui Ceaușescu? Că ați venit vorba cu ce făceam cu producția. Mm-hmm. Păi știți cum făceam atunci? Era CLF-ul care în timpul anului ne dădeau bani. Centrul de legume fructe. Care ne dădeau banii pentru a susține producția. Iar toamna veneau și ne-o luau. Da. Nu vin și acum? Nu mai vine nimeni acum. Nu mai face statul treaba asta? Nu mai face. De parcă era vorba că ați ajuns șef și peste stat și peste parlament. Ce ați face, domnule? Eu... Ca să legăm întrebarea de început cu aia de sfârșit. Eu, primul lucru, aș face centru de achiziții a fructelor. O experiență bună, rentabilă și din care se scot bani și scot și pe oameni să nu se mai propădească fructele căzând din pom. Da? Și centru de achiziții care avea contracte ulterior. Care avea contracte cu supermarketuri. Exact. Statul trebuie să facă centre din astea mari și aceste centre scot banii pe parcurs. Ați adus această idee la APIA? Cine e statul, domnul primar? Cine e statul? Ăștura care le-am dublat salariile, ăștia ar fi statul? Statul suntem noi. E? Cine e statul? Statul suntem noi, suntem toată lumea. Păi nu le-am dublat salariile tocmai ca să facă treaba asta? De ce nu o fac? Uitați cum era atunci.
Eu, tatăl meu a fost achizitor de fructe în comună la cooperație. Și erau două. Cooperația achiziționa pe o parte, centru de legume, fructe pe altă parte. Deci luau fructe. Și aveam fabrică la Topoloveni. Noi duceam pere de la Boteni la Topoloveni. Noi duceam pere de la Boteni la Vălen de Munte. Că erau o zonă... Era un circuit, era gândit, tot, da. Planificat și funcționat. Aveam noi fabrica. Fabrica de prânzitoare a fructelor din comună, care zeci de mii de tone, țin minte, le făceau pășuri. Le făceau pășuri și iarna, nu le mai băga în siluet. Le puneau o rogojină pe lângă ele și n-aveau treabă. Și aveau de lucru toată iarna, lucrau cu ele toată iarna, făceau poame. Ca englezii, da. Deci, se pot face multe, dar trebuie puțină aplecare. Organizarea. Aplecarea, cine așteptați lângă dumneavoastră, să spun, trebuie puțină aplecare din partea cui? Dumneavoastră o aveți? Aveți inițiativa? Vreți să faceți? Cu cine? Și tinerii trebuie să aplece asupra acestor lucruri. Deci este vorba tot de cei din comunitate. Tot într-o comunitate să aplece asupra acestor activități, pentru că sunt activități productive care pot să le, în viitor apropiat, le va aduce și pentru că dăm mâncare, așa, asta poate să fie viitorul Europei și al lumii. Mă gândesc că ați putea înlesni întâlniri tinerilor care au aceste posibilități cu, nu știu, consultanți care le pot arăta, cu specialiști. Deci foarte mulți tineri au făcut proiecte pe tineri fermieri, pe modernizarea exploatațiilor, pe animale, pe ce au avut acolo, au făcut. Le mai trebuie o asociere asta, le e frică să asocieze, nu știu care e problema. Și au pierdut încrederea, domnule, fost în CAP-ul ce au păcit, bătrânii, care zice, nu-ți dau pământul că n-am păcit eu odată când mi l-au luat comuniștii ăștia. Domnul Golescu, ideea, cum o ziceți dumneavoastră, o au cei bătrâni. Eu cred că cel tânăr nu mai are aceeași idee. Dar cine se ocupă de el pentru treaba asta? Dascălul la școală, directorul de cămin cultural, omul care este al autorității locale? Știți ce le-am spun eu mereu? Le spun, domne, faceți școli de zootehniști, de tractoriști, domne, nu mai avem școală de tractoriști în județul Arș. Păi mecanizator. Au dispărut meserile, că nu le-am mai cultivat. Deci după ce au absolvit 8 clase, să-l trimitem la o școală de asta profesională, de horticultor, de mecanizator, de zootehnist, că nu mai găsești cioban, văcar, că ăștia sunt zootehniștii. Niște școli din astea care... Baci mai aveți în comună? Cine mai face brânza de burduf? Baci, da? Mai face. Da? Mai face, mai sunt și băieți tineri care fac. Că văd că au probleme, cel puțin în zona Argeșului, în munți, nu găsesc baci. Au dispărut ăștia bătrânii pe cale naturală, cum speră statul să piară și pensionarii pe cale naturală. Domnul Golescu, au murit mamele care făceau baci, ciobani și văcari. Au murit mamele. Nu mai sunt mame care făceau asemenea. Ei cei tineri au dus la muncă mai ușoară, normal. Da. Vreți să vă logic. Spun? Dom'le, era o tradiție, era o mare frumusețe când la 14 septembrie la noi un târg care toți ciobanii veneau cu brânza lor să o etaleze, care e mai bună. Acum nu mai sunt, s-a dus tradiția asta. Ambiția de a face un lucru ca lumea în domeniul meu, să fac o brânză de burduf, de să stea mâța în peciol, cum se zice, nu? În coadă. Da, că se venea la noi la 14 septembrie, să e târg de ceapă, veneau toți după partea Târgoviște, pe acolo la Dumovi, să vedeau cu ceapă. Grecii, că erau cu legumele, bărenii, sârbi. Da, sârbi, nu grecii, sârbi. Așa, veneau cu ceapă și ei cu brânza. Făceau burze să mânca ceapă cu brânză atunci. Iar ce tradiție frumoasă. Da, deci, dar nu mai e. Ce sărbătoare. Da? S-a dus. Nu mai e. Eu țin minte că eram la CAP, m-am dus în 1982 la CAP. Vă dați seama, șef de vreme și m-am dus acolo. Tânăr totuși. Tânăr, aveam 20 ceva de ani. Nu eram... Nu, acum sunteți tânăr, atunci nu erați. Sunt bătrân, acum nu mai sunt tânăr. Și vreau să vă spun că mă duceam la baci ăștia, la ciobanii ăștia care aveam la în cadrul fermei, aveam și un câr de oi, cum se zicea, cu câțiva baci. Cu ciobanii care erau, dom'le, dar erau îndrăgostiți de aceste animale. Le mângâiau, Când făcea brânza și telemeaua. Și o să vă aduc odată, am o chestie, o filmare făcută într-un munte. Cum ce, domnule, mai bine aduceți brânza în filmarea. Cu un cioban, cum se făcea brânza, cu... am filmul ăla aduce Cristina, filmul. Da. Da. Venim noi și filmăm, numai să găsim. Să găsim baci. Mergem la o stână și găsim baci. Punem la cale atunci o filmare, o emisiune de-a noastră, deci, subiect de presă la o stână, să vedem... Tradiția din zona respectivă. De la tradiția aia care este acum, arată cu domnul totuși. Cum arată? Mai iubește baciul
meseria lui de făcător de brânză, da ciobanul să știe să mulgă la strungă oaia cum trebuie. Sigur, mai dacă mai e oaie la ușă sau nu mai e. Mai există, da? Există. Iată, lucruri foarte frumoase se pot întâmpla, s-ar putea întâmpla în continuare în comuna Boteni. Revin și întreb, poate că e ultima discuție, dacă mai aveți o întrebare, domnul Golescu, puteți, vis-a-vis de faptul, cum sau câteva propuneri pentru a reduce totuși decalajul ăsta dintre mediul rural și mediul urban? Că există încă un decalaj în România, vorbesc la nivel general, nu al comunei dumneavoastră. Că știu că vă preocupă acest lucru în cadrul Asociației Comunelor. Decalaj pe ce? Pe infrastructură? Și pe infrastructură și că în primul rând aici este un decalaj. Condiții de viață. Condiții de viață. Condițiile de viață, eu nu cred că... Mănâncă mai bine cei din zona rurală, asta e clar, decât cei din zona urbană. Care? Nici nu discut despre asta. Eu vreau să mă refer strict la comuna Boteni. Refer și la celelalte comunități. Da, mai avem 5 minute. Da. În comuna Boteni, să știți că nu e mare diferență între sat și oraș. Pentru că la mine are apă la... are n-au canal, gaze încă, spuneți. Și n-avem gaze, dar gazele să le aducem... Dar, în plus, de regulă au și toaleta în casă, da? Sigur că da, dacă au... Dacă au canalizare. Au totul. Da, da. Eu am considerat, dacă n-am prima, apa există, e civilizație. Element de civilizație ca și Săpunul. Celelalte localități care... Da. Cred că acum trebuie să acceseze fonduri atât europene cât și guvernamentale pentru a aduce apa asta, civilizația. Că asta e primul pas. Câți mai sunt în Argeș, domnule primar? Nu știu dacă mai sunt, câteva localități mai sunt. Cred că 7-8 localități. 7-8 localități. Da, care nu au, dar la noi v-am zis... Asta e marele câștig acum, de ce se ne cunoaște și partea bună, doamne? Ideea cu Uniunea Europeană că și cu accesările de fonduri. N-am fost la instare să luăm când ne-au dat totuși, să le punem în opere. Acum asta am văzut că se accesează, da? Se accesează fonduri, să știți. Și eu am acum... Am mai câștigat experiență. Am un proiect acum pe iluminatul public, vreau să fac iluminatul public cu LED. Deci la mine, să știți că mai am câteva chestii de făcut mărunte, dar... Dacă s-ar putea accesa fondurile europene pentru autostrăzile din România. Cunosc un primar din Cicănești, Ionescu se numește, Ion Ionescu, trebuie să și știți. Dom'le, ăla e bolnav de asfalt. Și a făcut rost de o comisie care știe să acceseze bani europeni și am fost de două ori de dragul acestei idei. Să constat că între VMC Nemții, acum 30 de ani când am fost la ei, asfaltau și la grădina de legume. Păi nebunul ăsta din Cicănești, să pun în ghilimele nebunul, vreau să spun că e pasiunea lui și a știut cum să facă rost de bani europeni, a asfaltat numai la grădina de legume și pe toate văile care urcă către Tamaș. A asfaltat și prin pădurea care ajunge în satul Valea Calului, care nu e asfaltat, dar el a asfaltat și zona de la el din Cicănești până Valea Calului prin pădure. Bravo, păi nu este o... Știți cum? Așa o nepotrivire, domne, ce se întâmplă două localități apropiate în funcție de și omul care e acolo bun. Omul sfințește locul întotdeauna, da? Să fie iată, clar. Dincolo în sat întreg m-am înnoroit cu mașina de nu s-a mai putea, iar până în vârful acolo ca să trec în sat era asfalt făcut prin pădure. Oricum, Argeșul stăm bine. Noi, în punct de vedere, am stat de vorbă cu mulți colegi care erau acolo. Da, sunt mulți care n-au... nici apă, n-au nici canal. N-au, sigur că n-au. Dar noi n-au ce sau bine. Sunt unii care primar deștept și în ghilimele depinde de data asta. Depinde cu cine raportăm. Deci eu sunt cu povestea asta. Au spart unde și asfaltul care și era cine? Să facă canalizare și nu mai merge nici canalizarea, a stricat și asfaltul. Este și acest revers al medaliei. În funcție tot de ce om am acolo pus. Știți, în fruntea urtii. Sunt 5 degete la o mână, nu toate sunt foarte adevărat. Foarte fiecare, adevărat. Dar potențial de a atrage fonduri europene sunt. Deci pentru 2018, 2019, 2020, ce vă doriți, ce aveți în plan foarte repede, domnule primar? În plan mai am... Că tot e centenarul. Mai am 10 km de asfalt de făcut, da? Până ce în spuneți? 2020 și mai am 2 km de canalizare și am încheiat-o toată comuna. Cu școli și grădinițe n-aveți probleme. Cu școli și grădinițe n-am probleme, că v-am spus că am grădinițe cu program prelungit, școala se numește Petre Țuțea, grădinița se numește, cu program prelungit se numește Petre Țuțea, are sală de sport lângă școală, are teren multifuncțional cu nocturnul în curtea școlii, nu le-am făcut cum au făcut alții în pantă sau le-au făcut la 5 km de școală. Și deci mai festival urmează... La veci, dans, festival, brâul, la festival la veci, dans, brâul la măcel la veci, cămin cultural, da? Cămin cultural, da. Avem veci? Sală de spectacole modernă. Pe păi atunci cred că trebuie să schimbe primarul acolo, știți că ce dacă spun? Ați făcut mai tot ce trebuie. Da. Eu spun așa că duminică, sau sâmbătă, sâmbătă și duminică, iată, Botenii. Oamenii din Boteni vă așteaptă alături de primar la Marea Sărbătoare, 612 ani de atestare documentară, mâncare sănătoasă, joc și voie bună la Boteni.
sunt buzul pe jar, bulzi pe jar și sarmale la tuci. Sarmale la tuci. Ia uite ce frumos. Gavril Prunoiu mai vine? Și, da, sigur. Și Gavril Prunoiu și Gavril avem ce să vedem la Boteni. Da. Mulțumesc, domnule primar, pentru că ați fost în emisiunea noastră. Și vă așteptăm la Brâu. Mulțumim foarte mult. Argeșul, iată, satul argeșan, viitor european, încheiem aici. Urmează o altă ediție săptămâna viitoare. La revedere!